Biblioteca județeană Alexandru Dobescu din Călăraș și-a reluat activitatea cu publicul în sălile de împrumut și lectură. Rămân închise în continuare pentru public Ludoteca Licurici, Sala Multimedia, Sala Presei și Smart Lab. Accesul în instituție se face cu respectarea măsurilor impuse de pandemia COVID-19. Biblioteca județeană Alexandru Dobescu din Călăraș își reia activitatea cu publicul începând din data de 14 aprilie 2021. În conformitate cu hotărârea numărul 46 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călăraș, având în vedere contextul epidemiologic actual, conducerea Bibliotecii Județene Călăraș decide redeschiderea accesului pentru public în sălile de împrumut și lectură, începând din data de 14 aprilie 2021 astfel, Sala Regina Maria de la etajul 2, împrumut de carte pentru copii, Sala Enciclopedia, etajul 1, împrumut de carte pentru adulți și adolescenți, Sala de lectură și cercetare, etajul 3, studiu la sală, și Filiala Orizont, împrumut de carte pentru copii, adolescenți și adulți. Programul de funcționare este de luni până vineri, de la ora 8 la 18. Consultarea în sala de lectură se face de luni până vineri, între orele 8 și 18, cu pauze de jumătate de oră pentru igienizare, în limita a maxim 6 utilizatori. Rămân închise pentru public, momentan, Ludoteca Licurici, Sala Multimedia, Sala Presei Odobesciana și Smart Lab-ul. Măsurile obligatorii de prevenție în raport cu utilizatorii de bibliotecă și cu echipa bibliotecii. Pentru a evita supraaglomerarea în contextul epidemiologic actual, utilizatorii pot solicita documente telefonic pe pagina de Facebook a bibliotecii, Biblioteca Județeană Călăraș, pe care le vor ridica ulterior. Utilizatorii pot accesa baza de date pusă la dispoziție prin catalogul online disponibil pe pagina web a instituției. Utilizatorii sunt rugați să nu intre în instituție dacă prezintă simptome de tuse, febră, respirație îngreunată, dacă au călătorit în ultimele 14 zile în afara României, au intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate sau au diagnostic suspiciune de infecție cu COVID-19. La intrare în instituție, toți utilizatorii sunt obligați să poarte mască de protecție, să-și dezinfecteze mâinile cu soluțiile puse la dispoziție și să respecte triajul epidemiologic, măsurarea temperaturii, valoarea maximă acceptată fiind de 37,5 grade. Se păstreze distanța de minim 1,5 metri între persoane, conform marcajelor aplicate pe pardoseală. Vă așteptăm cu drag să împrumutați documente de la Biblioteca Județeană.